La Spitalul Municipal de Urgență Roman a avut loc o premieră medicală, primul implant de proteză de șold efectuat în unitatea noastră sanitară. Pacienta, o femeie în vârstă de 80 de ani, a scăpat de chin după o intervenție chirurgicală care a durat mai puțin de 2 ore. Echipa de chirurgi a Spitalului Roman, care s-a ocupat de acest caz, a fost completată și de șeful secției de ortopedie de la Spitalul Județean din Piatra Neamț. O pacientă de 80 de ani, care a fost victima unei cădere accidentale și a rezultat o fractură de col femural. Această fractură de col femural este foarte bine, rezolvată prin protezare de șold, mult mai bine decât prin alte metode. Și lucrul cel mai important și cel mai de lăudat, aș putea spune, este că acest tip de chirurgie este făcut pentru prima dată în istorie la Spitalul din Roman. Eu sunt coordonatorul programului de protezare pe județ și sunt foarte mulțumit de faptul că și Romanul a început să pună proteze și este un succes al meu personal, al echipei de ortopezi de la Spitalul Roman și nu în ultimul rând al domnului director Coadă. De acord, sunt foarte bine, cum a spus și dumneavoastră, deci este o premieră la Roman. Astăzi am reușit împreună cu doctorul Caranfil, șef de ortopedie de la Piatra Neamț, să punem prima proteză de șold în spitalul nostru. Operație de curs normal, parametrii biologici normal, totul a de curs normal. Bolnava este foarte bine, în 2-3 zile ea putea să meargă, să calce, cum se spune așa, dar cu sprijin parțial, cu un ajutor unui cadru metalic sau cărgi axilar. Pentru această intervenție chirurgicală, pacienta nu a trebuit să plătească nimic. Proteza a fost obținută prin intermediul Programului Național de Protezare. Pentru anul 2011, casa a pus la dispoziție doar 15 astfel de proteze. Ne pregătim de mult. Am mers la Piatra Neamț de ne-am mai documentat cum ar veni. Am făcut alături de domn doctor și intervenții ne-a ajutat. Urmează proteza de șold totală. Țin să mulțumesc și domnului deputat care ne-a ajutat pentru protezare ca să obținem fondurile de la casă, de la București. Pe viitor vrem proteză totală de șold, să facem cimentată și necimentată și de ce nu să trecem și la o etapă mai superioară, proteza de genunchi, cu ajutorul domnului doctor Caranfil. Premiera la care am asistat astăzi se înscrie pe linia intervențiilor mini-invazive, care oferă confort sporit pacientului, inclusiv postoperator și o reabilitare rapidă. Cert este că, din punct de vedere tehnic, detaliile pe care vi le-a dat echipa, eu vă pot spune atât. Din punct de vedere administrativ, într-adevăr, a fost o muncă susținută de aproape un an de zile. Domnul doctor Caranfil a fost cel care a susținut pe toată această perioadă eforturile echipei de ortopezi care au lucrat efectiv și la Spitalul Județean. Într-adevăr, și doamna doctor Andrici a menționat, nu a spus numele, domnul deputat Marius Nicolae, care ne-a ajutat nu neapărat pentru fondurile la casă, ci pentru înscrierea în programul național de protezare al Spitalului Roman. Pacienta este acum într-o stare bună, spun medicii, și în maxim o lună va putea merge pe propriile picioare fără a avea nevoie de ajutor.